Am ajuns la Ian la arene și o să dăm drumul să facem outfit check. Este full arena, s-a cam întunecat, dar sper să prindem câțiva copii pe aici, să vedem cum s-au îmbrăcat, să vedem de ce au ales hainele astea. Ce faci, frate? Bine, frate, tu? Uite, facem outfit check. Zine și nouă cu ce te-ai îmbrăcat. Nike Tech, anorak Nike Tech, tricou Balenciaga, niște blugi din Zara și Air Force One. Am în... șosete Nike. Ce piesă vrei să auzi? Pentru că astăzi se cânte și Voodoo și Slayer Total. Care e piesa pe care vrei să o auzi cel mai mult? Toate, sunt cele mai șmechere. Toate, da? Toate. Hai. Ce faci? Bine, tu? Ia zi-mi și mie cu ce te-ai îmbrăcat, noi facem outfit check aici. Am un tricou din Bershka, cred. Blugi cred că tot la fel din Bershka. Ceva low budget. Young Rich White și cam atâta. Cam asta e, îmi place foarte mult cum te-ai îmbrăcat. Zi-mi care e piesa pe care o aștepți de astăzi. Se cântă și Voodoo și Slayer în totalitate. Nu e de pe Voodoo sau nici de pe Slayer, cred, e gestul de la Ian. Gestul. Da. În rest, toate piesele mele sunt preferate de la Ian. Deci asta vrei să asculti gestul, da? Hai, te-am paspor. Hai să continuăm să vedem cum s-a mai îmbrăcat lumea astăzi. Ia zi, frate, cu ce te-ai îmbrăcat? Salut! Deci este ziua mea. Avem la mulți ani. Cu ce încep? Cu ce vrei tu? Deci avem aici Priceless, abia azi am primit. E argint cu aur alb. Asta, nu știu, 2 milioane din Pull&Bear. Tricou H&M Basic. Blugi albi Pull&Bear Basic. Ăștia, Priceless, i-a primit de ziua mea anul trecut, de la un tovarăș, Obsidian-uri, nu știu că sunt. Oricum făceam outfit check, ok, nu trebuiau și prețurile, zi ce piesă vrei să asculti, nu-i problemă, zi ce piesă vrei să ascult. De la Ian sau de la orice artist care gândește? De la Ian, normal. Veste. Veste vrei să asculti, ok, hai, te-am pupat, hai să vedem ce mai... Hai, vino frate, ia zi, ia zi, 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 zi cu ce te-ai îmbrăcat. Deci, niște blugi din Pull&Bear, 1.5 milioane. Nu mă interesează prețul outfit check, dacă vrei zi prețul, nu-i problemă. Așa sunt Air Force One-uri albe, niște triple white-uri simple. Ăsta un blugi de la Mr. Tip, ăsta un tricou de la Mr. Tip, parcă să zic. Ce e ăla? Zi-mi un pic, că îmi place foarte mult tricou. Le papilon de la Mr. Tip, 1.700.000, să zic. Bine, bine, rău, ia vedeți tricou la 1.700.000, ok? Și mai ceva? Ce să zic, mai am și susete de la Nike, sunt vreo 50-60 de lei, cred că 3 perechi și cam atât, să zic. Doar asta e pe tine, mulțumesc, zi-mi repede, stai, nu, zi-mi ce piesă vrei să asculti de la Ian. Ian ADN. ADN vreți să ascultați, nu? Să vedeți ce o să fie pe ADN. Hai, următor, vino aici, frate. Ia zi. Outfit check facem, atât zi-mi cu ce ești îmbrăcat. Deci am niște blazers simpli, ușor cu pânză de pe engine, am niște blugi de la Polo, hanorac de la Review, am un maieu Hugo pe mine, lanțul e de la bunica mea și am o brățară de la Diesel și o brățară primită. Care e cel mai important item de pe tine? Cel mai important pentru mine a fost hanoracul, că l-am luat azi. L-ai luat astăzi, da. Asta, ok, zi-mi ce piesă vrei să asculti azi. Sincer, vreau să ascult Teancuri. Teancuri vrei să asculti, da. Bă, nu vrea niciunul dintre voi să asculte nimic de pe Slayer 1. Sincer, time out. Palmat. Ok, hai să trecem la următorii. Hai pe aici, vino aici, vino aici. Ia uite-l că vedeți, vedeți tricourile. Eu v-am zis cu tricourile. Păi, în primul noi facem outfit check, zine cu ce ești îmbrăcat. Păi, Air Force albe, anorak porc, tricou Voodoo care l-am cumpărat acum, deci nu se pune problema că voiam să le iau de mult. Și un tricou negru de la Pull&Bear. Zi-mi cum ți se par materialele pe tricourile astea, sincer. Bă, sincer, îmi plac maxim. M-au plăcut materialele pe astea, nu? Zi-mi ce piesă vrei să asculti. Scuze, mamă. Scuze, mamă, vrei să asculti, nu? Asta. Încerc să fiu, dacă nu intră cu scuze, mamă, ca în 2019-2020 e... Mai luăm oameni pe aici, hai, vino aici, frate, vino aici. Ia zine, cu ce te-ai îmbrăcat. Am un hanorac Sinsei, la de la gagica mea, custom cocul. Bun. Tricou Discord, blugi Zara, uptempo în picioare și hanoracul meu de la Carl. Mai un hanorac, dar ce e? Două hanorace pe tine azi? Nu, e al gagica mea. Aia, ei. Pentru outfit, ce? Am înțeles, zi-mi și mie, te rog frumos, ce piesă vrei să ascultezi? Teancuri, Palmat și Nephew, dacă... Am înțeles, ok. Hai aici. Ia zi, te pup, ce faci? Noi facem outfit check, scuze că ți-am dat peste ăla. Zi-mi mie cu ce te-ai îmbrăcat azi. Un hanorac PSG. Am pe dedesubt un hanorac G-Star, niște blugi Zara și Air Force One Mint. Cureaua, am văzut o curea acolo. O curea e luată din, cum să zic, cum se numește, New Yorker, am dat 30 de lei pe ea. Oh, wow, am crezut că e ceva curea de designer, părea așa mai mare, am crezut că e ceva designer. Hai, vino aici azi, frate, ia zi, cu ce te-ai îmbrăcat? Am niște, un tricou Vans, un hanorac North Face, Adidas proști așa de concert și niște pantaloni de training. Asta a fost audio-ul tău. Zi-mi ce piesă vrei să asculti. Teancuri. Teancuri. Bă, da, vă place așa de mult Teancuri? Da. Teancuri, vezi, tot. Hai, vino aici, zi-mi cu ce te-ai îmbrăcat, facem audio. Am o pereche de Air Force One Black, o pereche de pantaloni de la Jordan scurți, un tricou de la Guess, un lanț de ăsta, 1.5 milioane de pe Instagram și un tech fleece verde. Am înțeles. Mersi mult, te pup. Ia zi, cu ce te-ai îmbrăcat azi? Păi uite, un tricou de la Comme des Garçons așa, un hanorac de ăsta Playboy,
niște pantaloni de la Essential și măcuini așa de disus. O să poți să stai cu ea în picioare până diseară la 11. Da, o să mă doară picioarele așa, dar aia se rezolvă. E dezastru cu măcuinii, cu Adidas și de designer. Eu nu înțeleg cum poate să poarte cineva efectiv. Cât? A stat 110 zile în ei. A stat 110 zile în ei. Așa ți-o ardă? Da, nu. Băi, e greu, eu cu Adidas de designer nu știu dacă m-aș încurca la un concert vreodată. Hai să mai luăm câteva pe aici, să mergem la VIP. Cam ajuns și aici, în primul rând, din spate, ce faceți? Ok, salut. Facem, fii atent, noi facem outfit check, vreau să-ți spui cu ce ești îmbrăcat. Ok, deci un tricou Bape, 350 de lei de la Resell, Nightclub 350, Reebok 350, șosete H&M 25 de lei, Kilos Kelvin Klein 200 și binelele priceless. Zici mie ce piesă vrei să asculti azi? Azi? Orice, Brian. Orice, nu? Orice. N-ai vreo piesă noi pe care... Noi flexăm snippet-ul. Mamă, nu știu ce o să se întâmple, o să fie mega, mega hype astăzi, pentru că bani se cântă și Slayer și Voodoo și chiar o să fie mare, mare zăpăceală. Că aș vrea să dea Supernova muzică mai încet. Ia zi, frate, zim cu ce te-ai îmbrăcat. Outfit check. Tricou H&M, 50 de lei, ceva gen, blugi, Zara, Air Force One-uri. E prea aproape, Air Force One-uri, vai de ele. Și bluza e North Face, nu? Bă, am și o bluză asta, dar o am pe aia polar, știi? Am văzut și bă, pe aia, dar n-am găsit-o. Îmi place și asta, bă, mi-a plăcut mega mult colaborarea, patternul ăsta pe care l-a făcut NFO anul trecut, mi se pare wow. Ce piesă vrei să asculti? Urgențe. Urgențe vrei? Să ne facem outfit check, zi-ne cu ce ești îmbrăcat. Eu, frate, eu merg pe principiu, nu dau banii pe prostii, luați petar de la copii. Am Converge, pantalon din H&M ca e. Că arată bine, știi? Un tricou dracu știe și un lanț ăsta de perle. Bă, tare nebunia asta cu lanțurile de perle. Nu știu dacă v-ați uitat la... Mic, am și părul. Te uite, ia zi, frate, cu ce te-ai îmbrăcat azi? Zine, facem outfit check. Da. Deci, în primul rând, am 80s în pecioare, 80s Odessa, 165 de euro. Facem outfit check dacă vrei, zi prețurile, nu-i problemă. Ok, deci ăsta e custom made pentru mine. Asta e custom made pentru mine. Above the sky, 150. Rick, 240. Pantalon de la Cos 60. Mamă, dar ți-o arăs bine, ți-o arăs pe stilul ăsta mai Rico un exact, pic, nu? Exact. Îți place mai mult. Ce piesă vrei să asculti azi? Vreau să ascult Scuze Mama sau X-Men. X-Men sau Scuze Mama, bine. Ia-i, frate, vino tu aici, ia zine. Facem outfit check, zine cu ce te-ai îmbrăcat. Atent, tricou Travis Scott Londra 2, 45 de lire, pantalon Nike 3 milane, Air Force Alb 500, vreau să-i murdăresc la ADN, hanorac Nike 5 milane și asta, nu știu, 5 milane în total toate. Toate astea, deci tot ce ai pe tine. Ce piesă vrei să asculti? ADN, ți-am spus. Deci ADN vrei, ești fier pe ADN. Bă, la ADN cred că o să fie un show total astăzi la concert aici, pentru că toată lumea, de fiecare dată, la ce concert am mai fost cu Ian, bă, când se pune ADN-ul, ia lumea razna, efectiv. Ia zi, frate, zine cu ce te-ai îmbrăcat, facem outfit check. Am bluză la English White 250, tricou New Yorker 50, pantaloni Vagabond 500 și Versace 1000. Ce piesă vrei să asculti azi? Waka Waka. Noi astăzi facem outfit check, așa că vreau să-mi spui cu ce ești îmbrăcat astăzi. Un hanorac Angry Chite, nu știu cât e. Tricou Guess, blugi Zara și niște Ricohon, nici așa nu știu cât sunt. Ai ales Ricohon și pentru azi, sincer? Dacă m-am uitat așa și am la pâște, n-am. Crezi că reziști toată seara în ăștia până la 11-12? Nu sunt chiar așa inconfortabili. Nu cred că ai purtat ori, ai purtat Ricohon și cu orele. Da, am mai fost la concerte. La Ricoș. Am fost și lângă ăștia. Ricoș? Da. Și a fost ok? A fost ok. Da, nu, e dezastru, efectiv. Trebuie să mai terminăm cu outfit check-urile și după mergem în spate, pentru că trebuie să-i luăm și partiști. O să vină și Teorou și Inisebi și Ian și toată lumea, dar sper să terminăm aici. Mai iau 2-3 oameni și gata pentru seara asta. Ia, zine și nouă cu ce te-ai îmbrăcat azi. Păi avem așa, un tricou din Bershka cu Pop Smoke, niște pantaloni la Vagabond care nu prea par și măcuini în picioare. De ce pantaloni de la Vagabond? Nu știu, mi-a plăcut foarte mult, am văzut și eu la cineva. Pantalonii ăștia de la Vagabond. Bă, voi ce părere aveți, mă, scrieți în secțiunea de comentarii, cum vi se par pantalonii ăștia de la Vagabond? Știți foarte bine părerea mea, dar sunt curios de părerea voastră. Mai zic, ce piesă vrei să asculti? Oare, cu Oscar. Oare cu Oscar, am înțeles. Bă, în topul preferințelor, cred că până acum ADN, Time Out, ce-am mai auzit? Scuze Mamă și eu vreau să vă scuze mamă, sincer, așa vreau să intre la concert, sincer. Te-am pupat, mersi mult.